Salut prieteni, sunt Claudiu de la Adela0.biz și în acest video am să vă arăt cum se înregistrează un domeniu de site, adică adresa site-ului, la ROTLD, Registrul de Domenii Români, și cum se conectează această adresă la serverele unei companii de hosting, cum sunt LH, Hostico sau Romark. Pentru înregistrarea domeniului, mergi pe ROTLD.ro și introduci aici un nume de domeniu ca să vezi dacă nu a fost deja cumpărat de altcineva înaintea ta. Și o să scriu aici cursurionline.ro și caut să văd dacă acest domeniu e înregistrat sau nu. După cum vezi, acest domeniu a fost deja cumpărat și deci nu pot să iau acest nume. Acum scriu alt nume, apăs pe butonul de căutare, apăs apoi pe continuă și scrie aici că domeniul acesta nu există, deci pot să-l cumpăr eu. Merg apoi la înregistrare domeniu.ro. Pe ROTLD se pot înregistra doar domenii cu extensia .ro. Dacă vrei domenii cu extensia .com, .net, .org, etc., va trebui să cauți pe site-uri ca GoDaddy sau Namecheap. Bun, acum pun aici numele domeniului. Fii atent să nu pui .ro, să fie de două ori. Alege apoi perioada de timp în care această adresă va fi alocată ție. Eu las aici pe un an, apoi apasă pe Adaugă domeniu. Prețul fără TVA este de 12 euro pe an. Apoi mergi mai departe introducând datele ce ți se cer pentru a înregistra acest domeniu pe numele tău. Aici, la tipul deținătorului, dacă îl cumperi pe numele tău personal, alege persoană fizică și o să-ți pui o parolă, apoi numele, adresa și alte detalii de contact. Însă dacă cumperi pe persoană fizică autorizată, deci dacă ai PFA, alege această opțiune. Mai poți cumpăra pentru ONG-uri, instituții sau SRL. Dacă îl cumperi pe SRL, alege companie comercială. Eu o să aleg companie comercială și apoi completez datele ce mi se cer, țara și codul fiscal. Îmi pun o parolă pentru contul meu pe ROTLD. Fii atent ca parola să îndeplinească toate condițiile scrise cu roșu. După ce am setat și confirmat parola, îmi trec celelalte date ce mi se cer, apoi trec la pasul următor. Aici îmi scrie prețul în lei și cu TVA, aici termenii, condițiile și regulile ce trebuie respectate ca să nu îți șteargă domeniul, bifează că ești de acord și apasă pe plasează comanda. Atenție mare când ai completat datele de e-mail la care poți fi contactat, pentru că dacă e-mailul nu este cel corect, ei îți vor trimite factura și alte informații acolo, da? Dacă e nevoie, întoarce-te înapoi și verifică să fie un e-mail bun pe care să poți primi aceste informații. Apoi apasă pe plată online, completează datele personale ce ți se cer și aprobă plata. Vei fi mai apoi redirectat să plătești online cu cardul bancar. De la acest link voi intra acum în contul meu de la bancă ca să confirm plata și plata a fost înregistrată cu succes. Apoi mă întorc la ROTLD, pe e-mailul de contact vei primi în câteva minute dovada de plată și factura și astfel ți-ai cumpărat domeniu.ro de la ROTLD. În continuare vei vedea cum să administrezi acest domeniu, deci adresa site-ului și cum să-l conectezi la o companie de hosting, adică găzduirea site-ului, pe care îl vei construi la această adresă. Acum că ai înregistrat domeniul pe numele sau firma ta, trebuie să îți cumperi găzduire de la o companie de hosting pentru site-ul ce îl vei construi acolo. Și ca acest domeniu să fie conectat la serverele companiei de hosting, va trebui să afli numele serverelor, unde va fi găzduit site-ul tău și să le adaugi aici pe ROTLD. Deci pasul numărul 2 este să mergi pe un site al unei companii de hosting, cum sunt TLH, Hostico sau Romark, și să cumperi găzduire pentru viitorul tău site. Compania de hosting îți va trimite pe e-mail datele de logare în panoul de administrare a site-ului și numele serverelor. După ce știi și numele serverelor, te întorci aici pe ROTLD și aici sus în meniu mergi la administrare online. De la acest meniu mergi la Name Servers și ajungi la această fereastră unde poți pune numele serverelor de la compania de hosting. Deci numele de server le găsești în e-mailul pe care ți l-a trimis compania de hosting.
Dacă nu-l găsești, întreabă-i. Eu sunt acum pe platforma Builderall, care are integrat și hosting, și o să caut acum numele serverelor care îmi pot găzdui domeniul cumpărat. Pe Builderall se face așa. Mergi la site-ul construit în prealabil, apoi apeși pe aceste trei punctulețe și se deschide acest meniu și sub Settings o să scrie aici Connect Domain. Însă eu am conectat deja domeniul și acum scrie doar Domain Info. După ce Builderall a verificat că domeniul este valabil și ți l-a conectat cu platforma, o să-ți arate și numele serverelor. Și de aici copiez primul nume de server, mă întorc pe rotele de și îl lipesc aici. Apoi copiez al doilea nume de server și lipesc și pe acesta. Și apăs pe actualizează. În partea de sus primești o notificare în care te anunță să mergi la e-mailul tău și să confirm că vrei să pui aceste nume de server. Așa că merg la e-mail-urile mele să caut răspunsul lor și confirm. Și acum pe rotele de sunt anunțat că această conectare a fost procesată. Acum tot ce mai ai de făcut este să aștepți cel puțin jumătate de oră ca să se propage pe internet numele domeniului. Și ca să se întâmple asta, poate să treacă de la 30 de minute până la câteva ore. Deci verifică din când în când scriind în bara browserului adresa site-ului tău. După ce noua adresă de site va fi publicată pe internet, îți vei putea construi site-ul cu toate paginile lui. Bun, ai văzut cum să-ți cumperi domeniul și să-l conectezi la compania de hosting pentru a fi vizibil pe internet. Dacă ți-a fost de folos, dă-mi un like, un share, ce vrei tu, și abonează-te la canalul meu de YouTube dacă n-ai făcut-o deja, ca să fii anunțat când voi face și alte videouri care te-ar putea interesa. Eu sunt Claudiu de la Zero Biz, numai bine și pe curând!